Salutare și bine ați revenit la Rabla. După cum vedeți, Rabla nu mai are uși. Asta pentru că ne apropiem de vopsit. Și pentru că din lipsă de experiență aș vrea să nu greșesc ceva sau să fac ceva nașpa. La asta mă refer doar strict la vopsit. Vreau să vopsesc mașina pe bucăți cât mai mici. Și din cauza că mi-a mai venit ceva în cap și nu o să mai vopsesc mașina gri, cu toate că am cumpărat vopsea și ce mai trebuia, o să schimbăm culoarea la Golf și necesita vopsit și pe interiorul ușilor și trebuia demontat, cred eu, că ar fi fost cel mai ok. Așa că am dat partea stângă jos. O să mai finisez puțin pragul. După care o să trebuiască așezate un pic pragurile de R32, care vor veni montate, aici, peste pragurile ei originale. Și ce mai vreau să mai fac? Cam atât. Da, o să vreau să mai antifonez încă o dată prin față pe acolo, să fie totul țipă negru, dar asta după ce vopsesc, ca să nu se gazeze, să arate bine. Pentru că după revopsit va trebui să mergem la ITP. Așa că trebuie să mă apuc de ce mai am, demontez și eu ce pot astăzi. Astăzi nu am prea mult timp la dispoziție. După care trebuie să vină vopseaua. Vopseaua am comandat-o astăzi. Și scrie că ajunge în 3-5 zile lucrătoare. Am vrut să cumpăr la un magazin vopsea, dar diferența de preț era exagerat de mare. Așa că am preferat să o cumpăr după internet. Nu vă dezvolui culoarea. Culoarea o să o vedeți în momentul în care o să vopsesc. Da, îi dau înainte cu lucrarea aici la Golf. Deci, Golful a rămas fără ușă, va trebui să demontez și pe partea cealaltă și cam atât. Vreau să dau și bara spate jos, vreau să dau bara jos. Nu am găsit lip. Pentru bara spate, căutam ceva SH, nu se găsește, eleron, n-am găsit nici eleron, am găsit un eleron, dar 200 ceva de euro, exagerat de mult, nu dau atâția bani pe el. Și nu știu ce să zic, să merg așa, fără să, un lip, am găsit pe NES și era cam scumpuț. O mai uit o dată de seară, oricum, nu știu, aș vrea să fie o dată ce trebuie și să nu necesită de mai multe ori să vopsesc, dau jos, după aia nu mai ies culorile. Știți cum e vopsitul ăsta. Îi dau înainte.